Claudia Culin din Caplani, raionul Ștefan Vodă, povestește că ultima dată și-a văzut fiul în stare normală într-o zi de mai. Peste noapte însă, fiul ei a ajuns acasă de nerecunoscut. Eugen a început să aibă halucinații. Mi-a luat pe Jania, că Jania este într-o stare și nu știu ce cu dânsul el, nu e în apele lui. Am văzut că el grăiește și nu trebuie părechea, că este băietul și ce e ca Vlăduțu, e ca Nichita. Stai în casă și nu era nimeni. Ce s-a întâmplat cu și cu dânsul? Și că aici era julit și bărbat că nu a dezbrăcat la coastă, era vânăt. Dar în dimineață el nu se putea ține nici picioare și am chemat la ora 7 ambulanța și l-a luat și a chicat în comă. Timp de 2 zile a murit. Păi și a murit și eu a făcut expertiză, mi-a spus că a fost presnită curcubată la cap. Bănuiți chiar pe soția lui. Când ei când au aflat versia că este bătut, eu nu s-a stresat. Ia-ți spala dânsul la telefon, că nu m-a mai sunat, că nici copiii noastre dau să-i vieți. Și pe dânsul am visat că a spus cu nățică că numai tu mă poți ajuta. Pe urmă am înțeles că trebuie să ajung la extrasens. Eu i-am dat poza lui și a spus că Eugen a trăit o viață de chin și o moarte și mai de chin. Și mi-a spus că inițiatorul este soția lui și persoana care voia să o găsiți este cu litera V. În scurt timp după moartea lui Eugen, rudele sale au aflat că polițiștii îl suspectează de crimă pe un vecin de-al bărbatului. El a venit și s-a rugat la mine odată, eu să vin, am de lucru în grădină, scot niște puieți de vieșă. Cu cât te-a plătit? Nu m-a plătit cu nimic. Ai avut pretenții față de el? Nu. Eu i-am spus, nu te leagă cu dânsul, că el e om, și băiat și azut. Tot de umor. Și am mâine, dacă am unit jenii ca și ei tot, mă va da, noi nu te băgăm, Victor, nu te băgăm. Nu. Eu am venit să spun adevărul. De ce l-ai părăsit? Pentru că el servie. Eu nu vă pot spune cum a bătea este, dar în ultimul timp, da, el m-a pus mâna. O simțit-o pe Tania care pe unul? El a scris că ești foarte frumos, nu știu cum a scris acolo, eu am zis mulțumesc. Da, ești o prințesă, popii, inimioare, cu toți încolo încoace și tu și zis, șapșe. Cum vor răspunde cei doi la poligraf? Aflați în această seară. Zi-mi, te rog, îl vezi pe acest tânăr? Da. Îl cunoști? Da. Cine este el? Din sat. Eu n-al știu, n-al cunosc bine, că eu nu-s din sat. Dar l-am văzut de vreo câteva ori. Unde l-ai văzut? În ce circunstanțe? Chiar și la noi acasă a venit. Și a vorbit cu Eugen. Așa? Și cum a vorbit cu Eugen? Ei aveau o relație? Erau prieteni? Eu nu vă pot spune că prieteni așa... Eu nu mă avor în relația lui soțul meu cu cineva. Eu nu știu ce-ți spunea el. Poate venea des, Victor. Poate erau prieteni la cataramă. Poate venea el la toate sărbătorile de familie. Prieten, nu l-am văzut niciodată așa să fie băi ca prieteni buni. Tu știi că acest tânăr este bănuit de moartea lui Eugen? Ce ți-a spus? În ce circunstanțe? Anunțat de la poliție că... De la poliție? Vinovețește, da? Da. Și ce ți-au mai spus cei de la poliție? Din tâi au început la mine să adreseze la mine și la fratele meu. Așa? Cu întrebări foarte urâte. Că dacă n-a să vorbim corect, a să fiu închisă pe 2 ani și... Dacă nu o să spuneți adevărul, asta vrei să zici, nu? Da. Așa. Dar de ce vă bănuiau? Și pe tine și pe fratele tău? A crezut că noi suntem vinovați. De ce să fiți vinovați? Noi nu știm. Ei nu au găsit dovadă sau să găsit ceva. Sau eu să fiu vinovată. Eu n-am fost vinovată niciodată. Dar ce versiune avea poliția să vă bănuiască pe voi? Că ce ați făcut? Ei m-a întrebat tot așa și aceeași probleme. Că eu amăgesc, că am avut amant, pe urmă am vrut să-l otrăviesc. Dar așa ceva eu nu am avut. Nu a fost. Așa, dar fratele tău cum a ajuns bănuit? Eu tot nu știu. Eu am înțeles că au avut conflict. Nu a avut conflict. Păi cum nu au avut conflict? Larisa, te rog frumos să ne mai povestești odată. Dar spune, te rog, cum este la urmă, când mi-ai spus la mama că, sau la poliție, spus, păi da, au avut conflict, nu deși că să mă atingă pe Larisa, mine. Dar dacă Eugen a închis ușa la bei și spune, te rog frumos. De asta povestesc, asta eu știu. Da, Eugen, eu a servit cu fratele în beci. Pe urmă ei au ieșit și Eugen a închis beciul. Dar fratele i-a spus, de ce tu mi-ai încuiat beciul? Și asta, eu sunt stăpânul, nu tu. Și fratele a vrut să o duc să o trezească pe mama din somn, să-i spui că de ce Eugen
El și nu are... A sărit la bătaie la Eugen? S-au bătut? Drept. Nu. S-au certat? Ei s-au... Dați să vă spun, a intrat în casă, trezească pe mama. Eugen a spus, nu o trezi pe mama. Dar fratele a vrut să o trezească și Eugen l-a împins pe fratele... I-am dat o blende, o... Erau ambibeți? Da. Tu erai de față? Da. Și i-am spus că să nu strezați copiii. Copiii tot erau. Ei s-au speriat, au plâns amândoi copii. Și cine era vinovat, după părerea ta? Eugen, dacă cred că el l-a împins și el i-a închis beciu, cred că el. Și e? Au avut un conflict, nu? Da. Păi te-am întrebat mai devreme. A avut fratele tău vreun conflict cu Eugen? Nu, nu a avut. Acum spui că totuși au avut, da. Ai recunoscut. Păi, dar de ce încerci să ascunzi asta? Eu nu încerc să ascund, eu mă gândesc că conflicturi sunt mai multe, în diferite moduri. Așa? Eu am crezut că e ceva bătaie mare sau... Dar ei nu s-au bătut așa, să ziceți că s-au bătut până la sânge sau... V-au audiat pe ambii, și pe tine și pe fratele da. Tău. După asta ce ți-au spus? V-au lăsat să plecați, da. V-au lăsat în pace. Da. Deci acum nu mai e nimic cu dosarul. Da. Vă reamintesc că în această seară discutăm despre moartea subită a lui Eugen Culin, de 28 de ani, din Caplani, raionul Ștefan Vodă. Rudele lui povestesc că peste noapte bărbatul a început să aibă halucinații și a ajuns în comă, iar apoi s-a stins pe patul de spital în doar 2 zile. Apropiații lui spun că el nu avea nicio problemă de sănătate și bănuiesc că cineva l-a bătut înainte ca el să-și pierdă mințile. Disperați, ei au ajuns la ușa unui clar văzător care i-a convins că de moartea lui Eugen ar fi vinovată Tatiana, soția lui, care i-a avut drept complici pe fratele său și pe vecinul Victor. Ambii, și Victor și Tatiana, au acceptat să treacă testul la detectorul de minciuni, afirmând că nu au nicio vină. În câteva clipe vom afla dacă ei spun adevărul. Dar mai întâi să vedem cum a decurs testarea lui Victor. Victor Nițele a pășit încrezut spre detectorul de minciuni. El ne-a spus că a așteptat nerăbdător ziua testării și că speră ca adevărul să iasă la iveală. După ce a semnat acordul pentru testarea la detectorul de minciuni, Victor s-a așezat în scaunul poligraf. Acolo, expertul i-a adresat întrebări pe care bărbatul nu le-a așteptat. Știi cine este vinovat în moartea lui Culin Eugen? V-ați sărutat cu Culin Tatiana? Porți careva vină în moartea lui Culin Eugen? Să fie încercat oare Victor să ascundă adevărul, a mințit el sau nu, aflăm imediat. Zi-mi, te rog, uite, în câteva clipe doar, eu o să anunț rezultatele acestui test. Poate vrei să ne spui ceva înainte de asta? Nu, n-am nimic ce spun. Ai spus doar adevăr? Da. Acolo? Da. Hai să vedem. Ești gata? Ți-au fost adresate foarte multe întrebări în cadrul acestui test. Pe noi ne-au interesat în special 5 dintre ele și eu le voi da citirii și vedem dacă ai spus adevăr. Bine. Prima întrebare. Te-ai certat cu Eugen din cauza banilor? Nu. Așa ai răspuns la test. Ai ezitat să răspunzi? Nu. Ai ezitat? Am răspuns. Ai răspuns prompt, deodată, drept. Fără niciun fel de ezitare. Da. Și ai răspuns nu. Și acesta este un adevăr. A doua întrebare. Înainte ca Eugen să moară, ai avut un conflict cu el? Nu. Și acesta este un adevăr. A treia întrebare. L-ai bătut pe Eugen înainte ca el să moară? Nu. Testul la detectorul de minciuni arată că tu ai spus aici un adevăr. A patra întrebare. Ești amantul Tatianei Culin? Nu. Și acesta este un adevăr. Și ultima întrebare. Știi cine este vinovat de moartea lui Eugen? Nu. Așa ai răspuns și în cadrul testului? Nu. Rezultatele testului la detectorul de minciuni arată că aici tu
tu ai spus un neadevăr. Cum eu am spus, drept am spus. Și m-a întrebat și eu am răspuns drept. N-am și să ascund, mi-i spun mie și unii, n-am nici să ascund. Asta înseamnă că tu poți ascunde ceva sau știi ceva, da, sau presupui ceva, nu, sau ai vreo versiune ceva. Eu n-am fost în sat. Eu n-am fost în sat când a murit Eugen. Dar tu puteai să fugit atunci din sat. Dar n-am fugit eu, chiar clar, nu? Nu, dar cum? Și cum? Dar pe altea ce-și spune. Dar nu știu nici eu de la ce a murit el și pe ce-o pățăt el, nu știu nici, nu? Mă gândesc, poate știe cineva n-am care e sat, nici... care să mai bătăuș, te-ai gândit, poate în sine, poate așa l-a bătut și o pățăt asta, știi? Dar nu mă gândesc eu nici din rău din partea lui. Cunoști cineva din sat care bate tare? Nu cunosc eu. Știi, poate te-ai gândit, asta poate nu este adevărat, dar... Eu pe nimeni nu cunosc și nu știu ce puteți să facă așa ceva. Uneori emoțiile ne trădează cele mai ascunse gânduri. Tu poți nici să nu realizezi niște lucruri, iar detectorul de minciuni, sau mai exact testul la acest aparat, le scoate în evidență. Dar eu nu știu nici, eu nu știu ce au pățit el, vopșe. Uite că rezultatele testului arată altceva. Eu cred că, într-adevăr, poate la sigur sau conștient nu știe, dar în subconștient sunt unele bănuieli, unele presupuneri, unele gânduri. Tatiana, tu ești considerată, dacă nu de toate rudele soțului tău, atunci de unele dintre ele, drept principalul vinovat de moartea lui. Sau bănuit, mai exact. Ai acceptat și tu să treci testul la detectorul de minciuni. Te rog să ne spui care a fost motivul deciziei tale, pentru că, din câte mi-au spus colegii, ai ezitat la un moment dat. Ba, ai vrut să-l treci, după care ai renunțat, după care iar ai acceptat. Ce s-a întâmplat? De ce ezitai? Eu, deodată, n-am vrut să mă privească tot, pe urmă să mă vorbească tot în Moldova. Dar de ce ai decis totuși să faci? Nu am vrut să spun tot adevărul. Mulțumesc pentru asta. Hai să vedem cum a fost pentru tine acest test la poligraf. Atenție la monitor. Măcar o dată fratele tău l-a bătut pe Eugen. Cunoștea că Eugen se simte rău înainte ca apropiații lui să te anunțe. Ai pus la cale pe cineva ca să-l bată pe soțul tău? Tine a fost cu emoții, Tatiana? Da. Da? De ce ți era frică cel mai mult? Sau nu știu ce ți provoca cea mai mare emoție? Nu știu. Dar ai fost sinceră? Da. Ai răspuns sincer la toate întrebările? Da, sincer am răspuns la toate întrebările. N-ai încercat să ascunzi ceva? Nu. Hai să vedem întrebările care ți-au fost adresate și rezultatele acestui test. Sunt 6 întrebări pentru tine care ne-au interesat în mod special și prima suna în felul următor. Ultima dată când ai vorbit cu soțul tău, erați certați? Nu. Nu? Sigur ți-aduce aminte? Nu. Eram supărată pe el, dar nu ne-am certat. Eram supărată fiindcă el s-a dus și ne-a lepădat. Eu i-am spus să nu se ducă. Și eu eram foarte supărată pe el. Și totuși ai răspuns nu la această întrebare. Mm. Și testul a arătat că aici ai spus un neadevăr. Și mai mult decât atât, mi-aduc aminte ce mi-ai povestit mai devreme, că tu îl convingeai pe Eugen să rămână, iar el totuși a plecat. Da. Da, ceartă mare nu am. Eu am vrut tare să el să rămână, dar el n-a rămas. Uite că aparatul nu a dat greș și se vede că totuși ați fost certați, chiar dacă ai răspuns nu. Pentru că s-a demonstrat că ai spus un neadevăr. O altă întrebare suna în felul următor. Cunoșteai că Eugen se simte rău înainte ca apropiații lui să te anunțe de aceasta? Nu.
Doamna Claudia, dumneavoastră ați sunat-o pe Tatiana atunci când l-ați găsit pe Eugen? Nu, Larisa. Nu. Mama soacră m-a telefonat pe mine și mi-a spus că sunt Eugen foarte așa? Rău. Atunci când l-au găsit, da? Și avea halucinații și era rău. Și asta, Larisa, e ca și să întâmplă cu Jeania, că nu știu și... Dar Larisa... de ce nu ați sunat-o pe Tatiana? Larisa, eu nu mai știam și cu mine atunci, nu mai... Adică, în mod normal, o sunem în primul rând pe soție, pe mama nepoților dumneavoastră, nu pe cumnată. Deci mama soacră era mai aproape de mine, cu dânsa nu are ce discuta. Și atunci când te-a anunțat mama soacră, ai sunat-o pe Tatiana, da. S-o anunți și pe ea. Cum a reacționat Tatiana atunci? Tatiana mi-a părut straniu cum a reacționat ea, adică nu a spus, wow, oare spune drept, nu mai minciuni, oare chiar acum mă duc la țară să văd ce cu ea. A spus că Larisa, eu nu numai o dată, de mai multe ori am spus le Eugen să-mi dea pașii. Tania, așa au fost? Da, eu am crezut Larisa că nu dea pașii să nu mă mai deranjeze. Că eu de câte ori am spus să nu mai telefoneze, să nu vii, să nu mai deranjeze. Copiii sunt mari. Discuția asta era... Eu n-am spus că să nu mă deranjeze pe mine. Așa ai spus, Tania. Eu vorbesc, Larisa, de discuția atunci când ai sunat-o pe Tatiana să-i spui că, uite, Eugen, în ce hal a fost găsit, care halucinați. Și ea ți-a răspuns, eu i-am spus lui Eugen să mă lase în pace? Da. Păi, voi nu erați împăcați atunci? Tu nu l-așteptai cu hainele la... Nu, atunci nu. La casa părinților tăi? Cum atunci nu? Că asta se întâmplase după ce erai deja împăcată. Eu, Larisa, eu așa ceva nu ți-am spus. La care tu cu mama ta ai început acolo strigala la telefon, că eu n-am înțeles nimic. Larisa, mama ta striga, și tu, la care pe mine m-a uimit, care ne-am dat întrebarea singur pentru mine, asta e Tania și ei care nu puteai vorbi? Eu n-am mai înțeles până să vă ce... Deci cunoșteai că Eugen se simte rău înainte ca apropiații lui să te anunțe de aceasta? Ai răspuns? Nu. Nu. Și acesta este un neadevăr. Cum să înțelegi, mamă Tania? Mamă, el nu ne-a spus că doare capul sau este, dar eu nu știem de la și asta. Cum a ținut eu la tine 6 ani de zile? Eu n-am știut, eu am crezut că el de la băutură, el a început să-l doară capul. Deci eu băut mai mult ca toată lumea? În ultimul timp... ta bie. Da, de ce de spșina mea? Nu ți la obraz. Da, de ce de spșina mea? Să-mi dai de grijă, 6 ani de zile, ți-ești la copii. Întrebați satul, de ce vorbește el? Bă, e chiar în toată ziua. Da, curat că. În toată ziua, le-am, da. Le-am, dacă le-am bătat o lungă, înțeleg, și-o jăzut fără 8 cățic de pâine și fără o farfurie de mâncare, să vine și plânge la noi și să rugă la Dumnezeu. Ajută-mă, Doamne! Dar eu ce sunt vinovată? Eu trebuie să vin să-i fac mâncare. Eu m-am certat cu dânsul și să vin să-i fac mâncare. Dă să dăm la răzbăt mai mult, băi trăiesc. Dar Matali și mi-ai spus mie. Mai dai o șansă? De câte ori mi-ai spus? Părat de copii, de ce ai făcut copii ce ea, dar... Măghine-mă fără tată, da? Să și mai gine. Dar pe Matali singurul ai spus că trebuie să-l lepăți, am mai spus că mai dai o șansă. Eu am știut că eu 7 ori pe tăsul la lui Tatian, și nu spunea. Mă, de ce spui așa ceva dacă el nu a avut să în ochi? Și el mie mi spunea așa, dar ți-a spunea altfel. Întrebați-o, vă rog, pe mama, de ce nu avea el ochi? Dar pe mama l-a spuit, Jean, de câte ori să jeluie pe tine? Da, ea spune, te rog frumos, el a lucrat cu noi împreună. Eu 10 ani i-am făcut mâncare, hainele le-am spălat cu mâna. Când am trăit deodată cui, în punct. Cui, cumnatului tău? Da. Dar de ce trebuia tu să-l îngrijești? Care eu de la 13 ani îl cunosc pe dâns, care el era apropiat de mine și Mihai. Bine, de ce ai izbucnit în lacrimi exact în momentul în care am spus că Tatiana a spus un neadevăr la întrebarea cunoșteai că Eugen se simte rău înainte ca apropiat de și eu am văzut-o pe dâns. Și ce vă spune asta, doamna Claudia, să ne spuneți, vă rog frumos. Nu vă spui mai departe, Tatiana. Dar ce dumneavoastră ce credeți? Eu n-am știut de așa ceva. De ce nu vreți să spuneți, doamna Claudia? Este vorba despre feciorul dumneavoastră, dacă aveți trebuie ceva să spuneți. Trebuie să spuneți că el, Tania, simte rău mai de mult. Dar de când mai de mult, Tania? Dar eu nu știu că lui e rău. Eu știu, de tot el servie. Mă, Natalie, singurul știi, mă jăluie eu numai tale. De câte ori am venit și am plâns la Matale? Că ce? Că el se simte rău? Nu, că el servie. Dar i-a fost rău de la asta? Da. De la nu știu, durea capul, poate avea niște... Da, e dureri de cap. Halucinații avea? Nu, eu... Dar dureri de cap avea? Da. Pentru că i-a dat dureri de la inimă, că l-a dus o inimă tare, el dureri. Larisa, dar eu de unde știu de la ce pe dânsul doare capul? Tania, de ce el a spus că nu trebuie să scoteze? Că medicul a spus dacă el e bolnav cu inima?
Și atunci ce trebuie să facă Tatiana, după părerea ta, Larisa? Eu cu domnul s-am vorbit, Tania, tu... El, nu, tu zici că el avea inima bolnavă. Da. Așa? Dar în continuare... Inima bolnavă, de ce a vrut că el scodeze? Da? Ce trebuie să facă Tatiana în cazul ăsta? Și de ce ea ar fi vinovată? Nu trebuie să-l lași să ducă la Olănești, dar trebuie să chiar să mă suni pe mine, să mă rogi iarăși, să spui, Tania, Larisa, ia că de să vedem, să ieșim la o limbă comună, că voi ați văzut, în luna decembrie, eu m-am luptat cu voi, să vă ajut. Da, deși eu ți-am spus, chiar și una nașa mea i-a spus, și mama i-a spus o săptămână, două dinainte, eu dacă Jenia nu se ie mâini, eu alepăt. Și Matali, ce ai vorbit? Da, bă, da. A treia întrebare sună în felul următor. În timpul căsniciei, l-ai înșelat pe soțul tău? Numai el e cu busul balan, numai el e... El și cum ați tot, și-o făcut cum ați tot? Nu făcut, mamă, dar e în ultimul timp... Pe tine, nu te chinuie întrebarea. Cum a murit soțul meu la 28 de ani? Deodată a vrut părinții și ăsta să ne ajute cu toate datoriile care el a luat credite, dar pe urmă a spus că ei nu au de unde. Ascunzi adevărul despre moartea soțului tău. Claudia Culin din Caplani, raionul Ștefan Vodă, povestește că ultima dată și-a văzut fiul în stare normală într-o zi de mai. Peste noapte însă, fiul ei a ajuns acasă de nerecunoscut. Eugen a început să aibă halucinații. Mi s-a luat pe Jenia, că Jenia este într-o stare și nu știu ce cu dânsul el, nu e în apele lui. Am văzut că el grăiește și nu trebuie părechea, că este băietul și ce e ca Vlăduțul, e ca Nichita. Stai în casă și nu era nimeni. Ce s-a întâmplat cu și cu dânsul? Și aici era julit și bărbat că nu a dezbrăcat la coastă, era vânăt. Dar în dimineață el nu se putea ține nici picioare și am chemat la ora 7 ambulanța și l-a luat și a chicat în comă. Timp de 2 zile a murit. Păi și a murit și eu a făcut o expertiză, mi-a spus că a fost presnită curcubată la cap. Bănuiți chiar pe soția lui. Când ei când au aflat versia că este bătut, eu nu s-a stresat. Ia-ți spala dânsul la telefon, că nu m-a mai sunat, că nici copiii noastre dau să-i vieți. Și pe dânsul am visat că a spus, cunățe că numai tu mă poți ajuta. Pe urmă am înțeles că trebuie să ajung la extrasens. Eu i-am dat poza lui și a spus că Eugen a trăit o viață de chin și o moarte și mai de chin. Și mi-a spus că inițiatorul este soția lui și persoana care voia să o găsiți este cu litera V. În scurt timp după moartea lui Eugen, rudele sale au aflat că polițiștii îl suspectează de crimă pe un vecin de-al bărbatului. El a venit și s-a rugat la mine odată, eu să vin, am de lucruri în grădină, scot niște puieți din vieșă. Cu cât te-a plătit? Nu m-a plătit cu nimic. Ai avut pretenții față de el? Nu. El mi-a spus, nu te leagă cu dânsul, că el e un băiat și azut. Tot de umor. Și am mâine dacă am unit jenii ca și ei totul, mă va da, bunuiți noi nu te băgăm, la... Victor, nu te băgăm. Nu. Eu am venit să spun adevărul. De ce l-ai părăsit? Pentru că el servie. Eu nu vă pot spune cum a bătea este, dar în ultimul timp, da, el m-a pus mâna. O simțit-o pe Tania care pe unul și... El a scris că ești foarte frumoasă, nu știu cum a spus acolo, Ioan, să mulțumesc. Da, ești o prințesă, popii, inimioare, cu toți încolo, încoace și tu și zis, șapși. De ce vă bănuiau? Și pe tine și pe fratele tău. Am crezut că noi suntem vinovați. De ce să fiți vinovați? Noi nu știm. Eu servit cu fratele în beci. Pe urmă ei au ieșit și Eugen a închis beciul. Dar fratele i-a spus, de ce tu mi-ai încuiat beciul? Și asta eu sunt stăpânul, nu tu. Dar ei nu s-au bătut așa, să ziceți că s-a bătut până la sânge sau... Erau ambibeți? Da. Tu erai de față? Da. Și cine era vinovat, după părerea ta? Eugen, dacă cred că el l-a împins și el i-a închis beciul, cred că el. Și Victor și Tatiana au acceptat să treacă testul la detectorul de minciuni, afirmând că nu au nicio vină. L-ai bătut pe Eugen înainte ca el să moară? Nu. Testul la detectorul de minciuni arată că tu ai spus aici în adevăr. Știi cine este vinovat de moartea lui Eugen? Nu. Rezultatele testului la detectorul de minciuni arată că aici tu ai spus un neadevăr.
Cunoșteai că Eugen se simte rău înainte ca apropiații lui să te anunțe de aceasta? Și acesta este un neadevăr. Cum să înțelegi, mamă Tania? Mamă, el nu ne-a spus că are capul sau este, dar eu nu știem de la și asta. Cum a ținut eu la tine 6 ani de zile? A treia întrebare sună în felul următor. În timpul căsniciei, l-ai înșelat pe soțul tău? Nu. Așa sigur ai răspuns și în cadrul testului? De ce te întreb? Pentru că rezultatele testului arată că ai spus un neadevăr. Asta nu e corect. La care e expresatul ne-a spus jur că n-am făcut așa amant. Ceva niciodată. Ce ai avut emoții la această întrebare? Da, ușos. Foarte tare. Tare. Așa ceva n-a fost. Eu jur pe copiii mei, jur că așa ceva n-am făcut. De ce oare testul ar arăta că ai spus un Nu pot înțelege. Poate eu stau cu retrăială și cu frică și eu nu pot înțelege. I-ai dorit moarte soțului tău? Nu. Așa ai răspuns și în cadrul testului. Da. Și acesta, așa cum arată rezultatele testului, este un adevăr. O altă întrebare. Cel puțin odată fratele tău l-a bătut pe Eugen? Nu. Cum eu vă spun, eu nu l-am văzut niciodată ca să-l bată și în timpul de față eu nu l-am văzut, eu nu știu. Eu am spus că nu, că eu n-am văzut, într-adevăr. Și aici tu ai spus un adevăr. Mai sunt două întrebări. Ai pus la cale pe cineva ca să-l bată pe Eugen? Nu. Nu. Și ai spus un adevăr? Cred că da. Sau ai mințit? Nu am mințit. Testul arată că la întrebarea asta ai răspuns un adevăr. Și ultima întrebare. Ascunzi adevărul despre moartea soțului tău? Nu. Și aici ai răspuns un neadevăr. Și uite cum stau lucrurile. Și tu și Victor ați răspuns nu la la această întrebare. E o întrebare similară. Vă lămuresc pentru ce de dacă eu... În cazul tău a sunat așa, ascunzi adevărul despre moartea soțului tău. În cazul lui Victor a sunat, știi cine este vinovat de moartea lui Eugen? Ambii ați răspuns nu și ambii ați spus un neadevăr. Așa arată testul. Da. Și atunci întrebarea mea deja aici în platou este care ar fi adevărul? Eu m-am gândit că el dacă din spusele lui vecinii, au spus că acolo era cu busul balan, eu credeam că poate cu mătru meu Victor poate știe ceva, dar nu vrea să spună. Eu așa cu m-am mătru, gândeam. Aveți un cu mătru da, Victor? Da. Nu este Victor din platou. Cu este mătru, un alt Victor, cu mătru. Cebănică-i familia. Așa. Dispusele lui vecinii au spus că acolo se duce bus balan, erau tineret. Eu acolo nu știu asta cine. Unde? La casa noastră unde trăiem. Dar eu dacă nu am fost o lună de zile, eu nu știu cine vine acolo. Eu m-am gândit, zic, numai el e cu busul balan, numai el e tânăr. Un microbuz alb. Da. Așa? Eu m-am gândit, poate el știe ceva, dar nu vrea să spună. De ce te-ai gândit la asta? Dacă vecinii au spus că bus, balan și tineret și acolo erau sfadă, ceartă, băuturi, în fiecare zi. În luna aceea în care tu ai lipsit de acasă? Da. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră ce credeți. Anume dumneavoastră ați venit aici după niște adevăruri. Ce credeți? Dacă mi-a spus adevărul, dar cum să vă spun?
Se vede că se implicați. Așa credeți? Da, așa cred și eu. Și unul și altul? Da. Poate Tania nu e implicat, dar știe ceva și nu vrea să spui. Mami, eu ți-am spus, știu de cu spricumatru. Eu am crezut că poate el știe ceva. Și cu matru tău și-a făcut cu matru tău, Tania? Nu a făcut, mamă, dar în ultimul timp eu fost împreună. În ultimul timp eu n-am fost cu dânsul. Zic, poate știe ceva, dar nu vrea să spună. Mișu era acasă atunci, nu era la Israel. Bune, Mișu, nu știe, Mișa nu a fost cu matru tău acolo. Mami, eu înțeleg, dar eu așa părerea mea. După a spusele lui vecini, eu am crezut că... Dar vecina aceea ta, eu știu ce e, tot de mulănești. Dar cum mătrul cela putea să-i facă un rău de mâncate? La beții? Că-i cu mătrul sorta. Dar de ce te-ai gândit la el? Numai din cauza microbuzului al? Da, el nu știu. Da, el, mie îmi pare că el poate știe ceva, dacă a fost în ultimele zile tot... Dar l-ai întrebat deschis? Nu. Nu v-ați văzut niciodată de atunci? Ne-am văzut, dar nu l-am întrebat. De ce? Așa. De ce nu m-ai întrebat? Dacă... Pe tine, nu te chinuie întrebarea. Vreau să te întreb, Tatiana. Pe tine, nu te chinuie întrebarea. Cum a murit soțul meu la 28 de ani? Om tânăr, sănătos, da? Bun, a băut o perioadă, dar nu se strică atât de repede sănătatea de la alcool. Cum așa? Îl găsesc murdar, lovit, cu halucinații și în două zile omul moare. Eu nu pot să înțeleg, nu pot să vă spun de la ce și pentru ce și cine a avut asta. Nu știu, nu pot spune. Dar te chinuie această întrebare? Da. Și atunci când te chinuie întrebare, încerci să găsești răspunsuri. Ce crezi că s-a întâmplat cu adevărat acolo? Nu vă pot spune, nu știu. Nu știi și nici nu crezi nimic? Nu pot spune nimic, nu știu. Victor. Dar n-am spus nimic, nu știu nimic și-o plăsat el. Vreau să spun eu, deci... Eu vreau să spun că cine să ne plătească mie pe cele zile și care am fost la lucru la dânsul. De chiar nu din viață. Da, eu vreau să spun că deodată a vrut să părinții și ăstea să ne ajute cu toate datoriile care el a luat credite, dar pe urmă a spus că ei nu au de unde. Eu ce să fac toate datoriile astea? Eu tot n-am casă, n-am doi copii. Eu tot n-am nimic. Eugen te-a lăsat cu multe datorii? Eu nu zic de datoriile prin sat, asta eu este, dar de datoriile astea care l-au luat de la bancă. Știi ce sumă de bani? Da, și cât? Bani... Credit motoblocul, el costă, eu nu știu, 13, 15, dar trebuie să întoarcă 24. Deci Eugen te-a lăsat cu datorii mari? Asta în 2 ani trebuie să întoarcă, dar... În 2 ani, mam. Și-a luat și de la bani în credit. Cât? La cât se indică? 6.000 i-a luat, dar trebuie să întoarcă 11. Și acum creditorii vin la tine? Să bată la ușă la tine? Nu se bată la ușă. Mie m-a sunat, m-a anunțat că trebuie de plătit. Și ce o să faci? Eu am vrut deodată să mă consulteze ca cu părinții lui. Vrei să le ceri ajutorul? Da, să plătim ca în jumătate. Să facem și eu și ei să plătească să da, plătim. Dar, atunci, tu le ghinești, eu nu sunt pensionier, că încă... Da, eu, mamă, și eu ce să fac? N-am nimic, eu am doi copii. În mormântarea lui Jenia am cheltuit 60.000 și ni-l-o dată-le. Și ne-o făcut. Ai făcut-o cheltuielile astea? Trebuie să mă lăsați și eu îndătorim și facem cum putem. Oi, frate, s-a făcut. Trebuie să fac cum pot eu. Eu tot am alergat cu doi copii pe ploaie, Tania. Nu, noi suntem în măsura posibilității sau puterea de a găsi vinovatul. Din cele analizate aici este foarte neclar încă, dar problema de bază este de la lipsa de comunicare între, iată, de la ce s-a început. Nu trebuie să vinovățiți. Poate și dumneavoastră ca mamă n-ați putut cu el comunica, să-i spuneți feciorașul mamei, unde spune, cu ce să te ajut, uite, ai o problemă, hai să rezolvăm. Sau soția la fel. Tot timpul, doamne, i-am ajutat. Tot timpul i-am ajutat. Eu vă înțeleg. Nu trebuie acum să căutăm vinovatul. Eu știu că eu vă doresc, adică justiția își vă face lucru. Nu trebuie să vă certați. Când ați văzut că ați moarte, să păstrați relații frumoase, pentru că aveți doi nepoței și ei trebuie să știe de bunică, să aibă unde vine și ei vor trage la dumneavoastră. Și uitați răul care a fost, nu învinovățiți fără dovezi, niciodată. Eu v-am spus că ceea ce a spus un clar văzător nu este suficient. Eu vă sfătui, vă îndemn, să păstrați o relație frumoasă pe viitor, că aveți doi nepoți și asta e pe toată viața. Vă închipuiți, este sângele lui care trăiește în acești doi copii.
Și nu știu, noi nu putem să spunem cine, să arătăm cu degetul cine e vinovat. Justiția cred că va ajuta, dar dumneavoastră păstrați o relație frumoasă, cu umoră. Deci, din ceea ce am auzit aici în platou, totuși am propria convingere și eu merg pe ipoteza că conflictul care de la Beci a avut loc în ogradă între fratele lui Tatiana, presupun că Tatiana poate nici n-a văzut, nu exclud fapt, dar cel puțin știa, așa ne confirmă și probele care le-am auzit aici, dar eu presupun că l-a căzut jos, s-a lovit la cap, mai ales că a confirmat și Tatiana astăzi aici. Numai că ea n-a confirmat că deci soțul ei a căzut jos, dar a confirmat că a căzut fratele ei jos. A teme să spună că a căzut deci soțul ei jos. Eu merg pe ipoteza asta. Deoarece nu în zadar a părăsit deci soțul a părăsit această gospodărie și a mers într-o disperare, într-o ceartă, a mers la el în sat. În el a venit într-o situație foarte bună. Nu a venit nici julit, nici murdar, nici... Eu merg pe ipoteza că a căzut jos. Și nu vorbim de omor intenționat, spunem că a vrut așa și Tatiana. Nu a vrut, ceea ce ne confirmă și poligraful. Așa s-a primit. Deci eu merg pe ipoteza totuși că este un omor din imprudență, care Tatiana totuși a cunoscut, eu așa cred, și el a căzut în conflictul din fața Beciului, de unde s-a certat cu fratele. Eu totuși aș crede așa. Nu vreau să acuz pe nimeni, nu sunt organ de urmărire penală, dar totuși sunt avocat care mai merge prin experiență și pricep și eu în anumite detalii. Eu cred că aici organul de urmărire penală pe aici ar trebui să rotunjească, ca variantă. Deci, ce văd eu? Eu văd în fața mea o mamă cu stil foarte autoritar în familie. Eu văd pe Ludmila care se străduie să facă tot ce e posibil să fie pe plac mamei cu stil autoritar și de aici reiese toate responsabilități. Larisa. Toate responsabilitățile și toată străduința și aici nu este vorba, a fost aluzie de dragoste sau de ceva, nu. Deci este pur și simplu o onoră care se străduie în fel și chip să fie onoră cea mai bună și cea mai. Și de aici străduința ei poate uneori chiar care pare a fi exagerată. E haroșă, e uci haroșă. Și avem o Tatiana care pare a fi foarte, foarte naivă. Deci dacă e trăsătură de caracter, de temperament născută, poate fi. Dacă e o mască, atunci o poartă la perfecție. Deci poate fi și chestia asta, dar e perfectă, Tatiana, dacă poți să te mânuiești așa. Dar pare a fi o fire foarte, foarte naivă, care nu înțelege ce face pe planeta Terra și ce se facă mai departe și ce a fost. Deci cu așa o atitudine mai ușuratică față de viață, fără obiective, fără responsabilități. Deci, într-un fel, un om care plutește. Și vreau să vă spun că nepoții dumneavoastră depind în mare măsură de atitudinea pe care o să o luați dumneavoastră, deoarece e un om care într-adevăr plutește. Nu este clar cu omor, cu neomor intenționat, poate să fie și căzătură de la propria înălțime, deci aici chiar nu-mi este clar, sincer. Sunt două versiuni care lucrează ambele 50-50%, dar omul are nevoie de ajutor, nu atât omul, dar copiii pe care îi crește ea. Și deci aici tot stilul ăsta și toată puterea pe care o aveți dumneavoastră, doamna, mamă, cu toate că vă e foarte greu, toată puterea o îndreptați asupra nepoților. Cu o mică rugăminte, nu acționați dacă nu merit, nu acționați împotriva ei că vor suferi copiii. Adică maximal înțelepciune pentru a salva copiii, au nevoie de ajutorul dumneavoastră ambilor. Eu cred în cazul dat, dumneavoastră, știți, omenește, vă înțeleg că ați pierdut un fiu, dar dumneavoastră nu vreți să admiteți faptul că putea să fie și un incident. Dumneavoastră mergeți convins pe versiunea că anume cineva i-a luat zilele și nu vreți să admiteți că sunt și alte variante. Nu este comodă deloc poziția asta absolut pentru nimeni și în defavoarea tuturor, e în defavoarea mamei care urmează să crească doi nepoți și în defavoarea dumneavoastră care... Știți cum? Vă faceți mai mulți dușmani decât îi puteți duce prin acuzarea asta. Eu cred că aici important este anume acțiunea organului de urmărire penală să stabilească în acea perioadă de timp pas cu pas care l-a făcut feciorul în fiecare zi, unde s-a aflat, cine l-a văzut, în ce stare era.
Este important numirea unei expertize în comisie sau complexă pentru a fi stabilite cu certitudine mecanismul de provocare leziunilor corporale, și anume vorbim și de echimoze și de scoriațele la ochi și de trauma craniocerebrală, și anume mecanismul de producere, că au fost tasare, loviri, zdrobiri, fărâmițari, fracturari, deci toate mecanismele, tot asta trebuie să fie reflectat într-un raport amplu, cu participarea nu numai a experților, pot fi antrenat și alți specialiști, traumatologi, care la fel pot să examineze, de exemplu, fișa medicală și acele radiografii care au fost făcute. Deci, și eu cred că organul de urmărire penală, în principiu, dacă era un caz de omor, chiar omor intențional, sau cel puțin vătămare gravă intenționat, care au dus la decesul unei persoane, eram altfel să acționez. În cauza asta, eu cred că și organul de urmărire penală a intrat într-un labirint de nu găsește ieșirea, pentru că martori nu sunt. Dumneavoastră, cred că înaintați cerințele față de organul de urmărire penală pe ipoteza că cineva anume intenționat l-a maltratat, l-a bătut pentru a-i lua viața. Este o expertiză care dă o concluzie care un pic deviază de la versiunile dumneavoastră și iată aici se primește, vă zic, un fel de ghem care el urmează fi despletit așa ca să apară adevărul. Adică adevărul tot șosează, cred că la iveală și el undeva la suprafață și mult mai simplu decât credeți dumneavoastră, anume în apariția lui. Aici încă e în această parte de